Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Azi vorbim despre cel mai așteptat film al ultimilor ani, Dune, care a fost primit cu laude de criticii de film. Bazat pe romanul SF scris de Frank Herbert și publicat în 1965, Dune este o saga vastă despre putere, politică, religie, trădare, dar și moarte. Iar povestea este plasată într-un viitor extrem de îndepărtat. Acțiunea poveștii gravitează în jurul prințului Paul, care împreună cu familia sa conduce planeta deșertică Arrakis, cunoscută și sub numele de Dune. Doar pe Arrakis se găsește cea mai de preț substanță din univers, o mirodenie numită melanj, substanță care face posibile zborurile interstelare. Tot pe această planetă trăiesc și niște viermi uriași de care mai bine fugi decât să-i întâlnești. Poți să înghită un camion întreg deodată. Filmul Dune are o durată de 2 ore și 35 de minute și a fost aplaudat timp de 8 minute la Festivalul de Film de la Veneția. Vizionare plăcută vă doresc!